Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a viralizat formidabil un anunț imobiliar în Cluj. De aici poți să râzi continuu, George. Și te mai dăm sigur, sigur, dă-i drumul, mulțumesc. Că mai dăm. Deci cineva eu am râs mai des, dar era calea jos. Da. Chiar firmă serioasă oferă spre închiriere, așa să citesc acest anunț. Te rog. Vă propune spre închiriere o garsonieră în cartierul Gheorghieni. Gheorghieni, scrie, eu presupun că e Gheorghieni, nu știu, mă rog. Localizare, strada Zambilei, numărul 21. Garsoniera este complet mobilată și utilată. Centrală termică pe bloc. E situată la etajul 4 din 4, cheltuieli lunare mici, posibilitate de parcare în zonă, disponibilitate ocupabilă imediat, preț 200 de euro, ușor negociabil, suprafața este 11 metri pătrați. Nu cred. Literalmente 11 metri pătrați. Eu îi apreciez, Japonia. Da, îi apreciez foarte mult pe oamenii care au făcut anunțul, au reușit să facă și 4 fotografii din 4 unghiuri diferite în această în acest spațiu, în această debară. Are practic baie proprie? Da. Deci este, sunt fotografii făcute cu fisheye, cu obiectiv de la ochii de pește, așa. Da, da, toți pereții sunt foarte curbați și nici așa nu pare cât de cât locuibilă. Înăuntru au reușit să pună o măsuță cât o farfuriuță, o chiuvetă cam cât două farfuriuțe așa ar veni. Există și un WC, nu mi-am dat seama cât de mare, un fel de duș. Și asta e 11 metri pătrați. Bun, dincolo de anul, 200 de euro în Cluj pe lună, ușor negociabil. Dar postarea asta a stârnit o furtună de comentarii la mișto. Sunt în acest moment 20.000 de comentarii și peste 4.700 de share-uri, vreo 11.000 de reacții. Și dacă nu aveți ce face astăzi, vă rog, intrați pe Facebook și căutați, sigur găsiți. Adică toată lumea share-uiește acest anunț. Iar comentariile sunt formidabile. Zice, o să ne distrăm cu câteva. Zice, dacă mă duc la WC, spune cineva, și uit să iau telefonul, nu-i problemă, întind mâna după el. Dacă comand o pizza, mă întreb dacă intră pe ușă sau trebuie luată felie cu felie. Are tata în golf, zice altă persoană, un subwoofer mai mare decât garsoniera asta. Faci curățenie cu un șervețel umed. Iar altcineva spune, n-ai nevoie de aspirator, e suficient să folosești bețișoare de urechi. Dacă extinzi canapeaua, scoți picioarele pe casa scării. Ajungi singur acasă și tot trebuie să intri pe rând, remarcă altcineva. Zice, nici nu trebuie să încui ușa, o blochezi cu picioarele după ce te întinzi pe canapea. Dacă te muți cu cățelul aici, nu poate da din coadă. Numai pe poate da din coadă numai pe verticală, că pe orizontală nu încape. Dacă intră hoțul, trebuie să ies afară, pentru că nu încăpem amândoi. Când vrei să aerisești, deschizi capacul de la vizor. Deci vă spus, sunt 20.000 de comentarii toate în linia asta. O poți ilumina cu un singur licurici, mai spune cineva. Dacă vine popa și o stropește cu aghiazmă rece, se face și mai mică. A, uite, zice cineva, sub chiuvetă mai e o cameră. Am mai mult spațiu pe card, observă cineva. Sunt femeie și am venit să zic ce mică e. Și o să încheiem cu asta. Dacă dai un pârț, poți să oprești centrala termică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.